Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al doilea din testul 7, din testele de antrenament propuse de Minister pentru examenul de evaluare națională. <coughs> La exercițiul 1 avem de desenat un romp, apoi trebuie să arătăm care loc egalitatea, să aflăm câte pagini a citit Anca în prima zi, să arătăm că A este 7 radical din 2 și să comparăm A și B, după care avem o expresie și trebuie să demonstrăm egalitatea cerută. Haideți să începem cu exercițiul 1. Spre deosebire de subiectele cu care a fost obișnuiți până acum, după cum vedeți, aici avem de desenat o figură geometrică, nu un corp. Vom desena mai întâi rombul, dar haideți să numerutăm exercițiul. Exercițiul 1. Vă reamintesc că rombul se desenează pornind de la diagonale. Noi știm că diagonalele într-un romb sunt perpendiculare, și atunci ne vom folosi de acest lucru, și în plus știm că diagonalele rombului se înjumătățesc. Iar în felul acesta obținem imediat un romb desenat corect. Diagonalele le vom face punctat. După ce am desenat rombul, să nu uităm să îl notăm. Avem A, B, C și D. Un aspect important legat de notații este faptul că trebuie să mergeți circular, nu aveți voie să săriți, da? De exemplu, nu era corect să scriu A, B, C-ul să fie aici și D aici. Nu am voie să sar de la A la D, ci trebuie să merg în același sens. Avem A, B, C și D. Mergem la exercițiul al doilea. X plus 1 pe X este 2. Să se arate că X pătrat plus 1 pe x pătrat este tot 2. Din câte mi-am dat seama, tipul acesta de exercițiu pe voi o pune în dificultate mai tot timpul, pentru că aveți senzația că fie că trebuie să dați valori lui x, fie ridicați la a pătrat greșit. Exercițiul este extrem de simplu dacă respectați o regulă de bază și anume, atunci când avem o egalitate de forma a plus b egal cu C și vreau să o ridic la pătrat, eu trebuie să ridic membrul stâng la pătrat și membrul drept la pătrat. Nu este corect să scriu A pătrat, B pătrat egal cu C pătrat. Nu există așa ceva. În matematică, dacă vrei să faci o operație pe o egalitate, trebuie să o faci în membrul stâng și în membrul drept. De aceea voi greșiți la exercițiile acestea, pentru că nu aveți suficientă răbdare să vă gândiți. În partea stângă nu am un singur număr, ci am doi t Astfel încât eu trebuie să ridic suma sau diferența respectivă la pătrat. Dacă respectați acest lucru esențial, vă garantez că de fiecare dată veți rezolva corect. Dacă știți și formula de calcul, bineînțeles. Și atunci vom scrie încă o dată exercițiul. Așa cum spuneam, pentru a ajunge de la x la x pătrat, trebuie să ridicăm la pătrat această relație. Și atunci ridicăm la pătrat membrul stâng și membrul drept. Și vom obține x plus 1 pe x totul la pătrat egal cu 2 la pătrat. Observați că nu am făcut altceva decât să scriu la pătrat în partea stângă și la pătrat în partea dreaptă. Sper că până aici ați înțeles. Acum, pentru a vedea ce obținem în stânga, pentru că avem o sumă, trebuie să desfacem folosindu-ne de formulele de calcul. Da, alea pe care le-ați învățat în clasa 7 și pe care le-ați scris de extrem de multe ori. Le voi reaminti. A plus B totul la a doua este a pătrat plus 2ab plus b pătrat. În cazul ăsta, în cazul acesta, vom avea primul număr la pătrat, adică x la pătrat, plus 2 ori x ori 1 pe x, pentru că avem x-ul este a și 1 pe x este b, plus 1 pe x totul la pătrat egal cu 2 la pătrat, adică egal cu 4. Mai avem foarte puțin și ajungem la rezultat. Mai copiem încă o dată relația, cel puțin eu pentru că a trebuit să dau pagina. Aveam x pătrat plus 2x ori 1 pe x plus 1 pe x totul la pătrat egal cu 4. <coughs> Observăm că pe mijloc avem 2x ori 1 pe x, care înseamnă 2x pe 1 ori 1 pe x. Pentru că avem această operație de înmulțire, putem să simplificăm numărătorul cu numitorul, adică x cu x și vom avea x pătrat plus 2 pe 1, ori 1 pe 1. Nu am făcut altceva decât să îl simplificăm pe x. Da? Apoi, când avem pătratul unei fracții, ridicăm la pătrat atât numărătorul, cât și numitorul. Și avem 1 la pătrat este 1 și x la pătrat egal cu 4. Asta înseamnă x la pătrat plus, făcând înmulțirea, rămânem cu 2, plus 1 supra x pătrat egal cu 4. Observăm că din această relație putem să-l scădem pe 2 și avem x pătrat plus 1 pe x pătrat egal cu 4 minus 2, adică 2. Exact relația pe care o aveam de demonstrat. Încă o dată, dacă avem o relație de formă x minus 1 pe x, pe exemplu, egal cu 7, și eu vreau să aflu cât face x pătrat plus 1 pe x la pătrat, nu fac altceva decât să ridic la pătrat membrul stâng și membrul drept și mă folosesc de o formulă de calcul. Sper că ați înțeles acum. Mergem la exercițiul al treilea. Anca a citit 375 de pagini dintr-o carte. În fiecare zi, începând cu a doua zi, ea a citit cu 5 pagini mai mult decât în ziua precedentă și a terminat de citit cele 375 de pagini în 5 zile. Determinați numărul de pagini citite de Anca în prima zi. Haideți să vedem cum scriem datele. Să spunem că notăm numărul. Notăm numărul de pagini sau notăm cu, mai bine, notăm cu A numărul de pagini citite în prima zi. Apoi, B să fie numărul de pagini citite a doua zi. Pentru că avem 5 zile, mai avem câteva necunoscute. Ce să fie numărul de pagini citite a 3 zi. Voi scrie la fel și aici, cea a doua zi, și acum a 3 zi. De să fie numărul de pagini citite a 4-a zi iar e este numărul de pagini citite în a cincea zi. Bun, ni se spune că Anca a citit o carte în 5 zile. Asta înseamnă că suma dintre a, b, c, d și e va fi 375. Scriem prima relație. Apoi Începând cu a doua zi, ea a citit cu 5 pagini mai multe. Dacă în prima zi eu am citit A pagini, înseamnă că a doua zi, când am citit B pagini, am cu 5 mai multe decât în ziua precedentă, adică B este egal cu A plus 5. A treia zi am iarăși cu 5 mai multe decât în ziua precedentă, deci pe lângă A plus 5 voi avea încă un 5, adică A plus 10. Apoi, la a patra zi, mai adaug încă 5, adică voi avea A plus 15, iar mai departe, în a cincea zi, voi avea A plus 20. Și trebuie să aflăm numărul de pagini citite în prima zi. Haideți să vedem cum putem rezolva problema. Pentru că și B, și C, și D, și E toate cele patru necunoscute sunt exprimate în funcție de aceeași literă, vom merge să le înlocuim în prima relație, în relația cu suma dintre numărul de pagini. Și atunci, o voi mai scrie încă o dată aici. A plus B plus C plus D este 375. Avem A plus în locul lui B avem A plus 5, în locul lui C avem A plus 10, în locul lui D avem A plus 15, în locul lui E avem A plus 20, egal cu 375. Haideți să vedem câți de A avem aici, îl subliniem. Avem A plus A înseamnă 2A, plus încă una înseamnă 3A, 4A, 5A, plus 5 și cu 10 este 15. 15 plus 15 este 30, iar 30 plus 20 este 50. Avem 5A plus 50 egal cu 375. Vom scădea din această relație pe 50 și vom obține 5A este egal cu 325. Vom împărți relația la 5 și obținem că A este 325 împărțit la 5. Faceți pe ciornă. Eu voi scrie direct răspunsul 65. De aceea în prima zi Anca a citit 65 de pagini. Însă, după cum vă amintiți, -am nu este suficient să aflăm doar prima zi. Pentru a rezolva o, o, pentru a avea o, o problemă rezolvată complet, vom afla și celelalte zile vom face verificarea. Iar mai apoi vom da răspunsul problemei. Haideți să vedem. Dacă A este 65, B. Era A plus 5, adică B este 70. C cu 5 pagini mai mult înseamnă 75, D cu 5 pagini mai mult înseamnă 80, iar E înseamnă 85. Facem verificarea: 65 plus 70 plus 75 plus 80 plus 85 trebuie să vedem dacă ne va da 375. Într-adevăr, 375 este egal cu 375 și vom scrie răspunsul problemei. În prima zi, Anca a citit 75 de pagini. Mergem la exercițiul 4. Se consideră numerele reale a egal cu 20 supra radical din 1800 minus 3 supra radical din 72 împărțit la 1 pe 84. Și b este egal cu radical din 3 minus 3 la pătrat minus radical din 3 minus 2 totul la pătrat plus radical din 75. Să se arate că a este 7 radical din 2 și la punctul b să se compare numerele a și b. Vom începe cu a. A este 20 supra. Haideți să-l descompunem pe 1800 să vedem ce factori putem scoate de sub radical. 1800 îl putem împărți la 2 ori 5 și obținem 180, iarăși la 2 ori 5 și obținem 18, iarăși cu 2 și obținem 9, 3, 3, 3, 1. Și atunci formăm o pereche cu 3, o pereche cu 2 o pereche cu 5, de aceea vom avea 2 ori 3 înseamnă 6, 6 ori 5, 30, radical din 5, minus 30 radical din 2, pentru că 2 e factorul care a rămas sub radical, ascuns și nu-l vedeam, minus 3 supra, haideți să-l descompunem pe 72, 72 se divide cu 2 și obținem 36. Iar 36 știm că este 6 la puterea a doua, și atunci obținem 6 radical din 2, totul împărțit la 1 pe 84. A este egal cu, observăm că această fracție o putem simplifica prin 10 și rămânem cu 2 supra 3 radical din 2. Iar a doua fracție o putem simplifica prin 3 și rămânem cu 1 supra 2 radical din 2 împărțit la 1 pe 84. Mai departe, haideți să raționalizăm aceste fracții prin amplificarea cu 2. A va fi 2 radical din 2 supra 3 ori 2, pentru că dispare radicalul, minus 1 radical din 2 supra 2 ori 2, împărțit la 1 pe 84, Asta înseamnă că a va fi, simplificăm și obținem 1 radical din 2 supra 3, minus 1 radical din 2 supra 4, totul împărțit la 1 pe 84. Vom aduce la același numitor în paranteză, amplificăm prima fracție cu 4, iar pe a doua cu 3 și obținem că a este 4 radical din 2 supra 12, minus 3 radical din 2 supra 12. Împărțit la 1 pe 84. Făcând scăderea, obținem 1 radical din 2 supra 12, împărțit la 1 pe 84, asta înseamnă 1 radical din 2 supra 12, ori 84 supra 1. Observăm că, simplificând 12 cu 84, rămânem cu 1 respectiv 7, de aceea a va fi egal cu 1 radical din 2 supra 1 ori 7 supra 1 adică 7, de unde rezultă că A este într-adevăr egal cu 7 radical din 2, așa cum era cerut în problemă. La punctul B trebuie să comparăm numerele A și B. Pentru a face acest lucru trebuie să-l aducem și pe B la o formă cât mai simplă. B știam că este egal cu radical din, 2, radical din 3 minus 3 la puterea a doua minus radical din radical din 3 minus 2 la puterea a doua plus radical din 75. Ridicăm la pătrat folosindu-ne de formula de calcul pe care o voi reaminti aici. A minus B totul la pătrat este A la pătrat minus 2 A ori B plus B la pătrat. De asemenea, vă reamintesc că radical din A pătrat înseamnă modul de A. Și atunci vom avea radical din 3 la pătrat minus 2 ori radical din 3 ori 3 plus 3 la pătrat, minus, așa cum am scris, radical dintr-un număr la pătrat, de fapt se anulează radicalul cu puterea și rămânem cu modul din radical din 3 minus 2, plus, haideți să-l descompunem pe 75, se divide cu 5, obținem 15, 5, 3, 3, 1, asta înseamnă 5 radical din 3. Mai departe, B este egal cu radical din 3 la 2 este 3. Minus, făcând înmulțirea obținem 6 radical din 3 plus 9 minus pentru a elimina acest modul trebuie să vedem ce fel de număr este numărul de subradical. Vă reamintesc că modulul unui număr este egal cu numărul dacă numărul e mai mare egal decât 0 și este opusul lui dacă numărul e mai mic decât 0. Pentru că 2 este de fapt... Radical din 4, observăm că radical din 3 minus radical din 4 este o diferență negativă. Asta înseamnă că rezultatul modulului este opusul cantității și atunci vom avea fie scriem direct 2 minus radical din 3, fie scriem în felul acesta minus pe lângă radical din 3 minus 2, pentru că opusul înseamnă minus acel număr plus 5 radical din 3. B egal 3 plus 9 înseamnă 12 minus 6 radical din 3. Minus cu minus va fi plus radical din 3 minus 2 plus 5 radical din 3. Asta înseamnă că B este 12 minus 6 radical din 3 plus radical din 3 minus 2 plus 5 radical din 3. Mai departe, haideți să vedem operațiile pe care le putem efectua. 12 minus 2 și operațiile dintre termenii cu radical. Și avem b egal cu 12 minus 2 este 10, minus 6 radical din 3 plus 1 radical din 3 este minus 5, iar minus 5 plus 5 este 0, astfel încât b este egal cu 10. Haideți să comparăm acum cele două numere. Aul pe care l-am obținut era 7 radical din 2, cred iar B-ul pe care l-am obținut este 10. Trebuie să-l comparăm pe 7 radical din 2 cu 10. Pentru a, compa pentru a compara două numere reale este necesar să avem aceeași formă. Cu alte cuvinte, va trebui să le introducem sub radical. Pentru a introduce un număr sub radical vom proceda în felul acesta orice număr subradical se introduce prin ridicare la puterea a doua, adică vom avea radical din A pătrat ori B. În cazul în care nu stăpâniți foarte bine aceste lucruri, verificați playlist cu numere reale. În acel playlist aveți toate lecțiile de la numere reale, astfel încât să vă puneți la punct materia pentru examen. Introducându-l pe 7 sub radical, avem radical din 7 la a doua ori 2 și radical din 10 la a doua. 7 la a doua este 49, iar 10 la a doua este 100, 49 ori 2 este 98 și 100 și atunci se observă că radical din 98 e mai mic decât radical din 100, cu alte cuvinte A este mai mic decât B, acesta fiind răspunsul la acest exercițiu. Continuăm acum cu următorul exercițiu. avem această expresie. Și trebuie să demonstrăm că e de 1 plus e de 1 pe 2 plus e de 1 pe 3 și așa mai departe este 42.420. Cred că e de la sine înțeles că trebuie să aducem la, formă, la, o formă cât se poate de simplă expresia. Și atunci, haideți să o scriem. Aveam e de, e de x egal cu 2x minus 1 totul la pătrat minus 3 pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 2 minus x minus 2 pe lângă x plus 1 și începem e de x egal când vom desface aici vom respecta formulele de calcul însă vă amintesc că majoritatea greșeați la ridicarea la putere atunci când aveați un număr de forma 2x voi scrie aici majoritatea când desfaceți acest pătrat spuneți că e 2x la pătrat minus 2 ori 2x plus 1 dar nu este corect. Vă reamintesc că atunci când avem un, un exercițiu de felul acesta, e între paranteze 2x, pentru că trebuie să ridicăm pe fiecare în parte la a doua. Și de fapt primul termen va fi 4x la pătrat minus 4x plus 1. Nu uitați de aceste paranteze. În plus, chiar dacă desfacem parantezele, noi le vom scrie pentru că semnele se pot schimba atunci când desfacem parantezele. Și ca să nu ne complicăm, trebuie să respectăm fiecare pas, să lucrăm încet, astfel încât să avem grijă și la semne, și la pătrate, și la numere și să nu mai greșim. nu e așa, Sebi? Ți-amintești când greșeai tu la toate calculele de felul acesta? Sper că acum nu mai greșești. Și atunci avem 2x totul la a doua minus 2 ori 2x ori 1 plus 1 la a doua. Și am desfăcut prima paranteză, am respectat formula, da? Mai departe avem minus 3 pe lângă. Pentru a desface aceste paranteze, nu avem o formulă de calcul, ci vom face înmulțirea. Pe x îl mulțim cu fiecare și pe 3 îl mulțim cu fiecare. Și atunci obținem x ori x înseamnă x la a doua, plus x ori 2 înseamnă 2x, minus 3 ori x înseamnă 3x, și minus 3 ori plus 2 face minus 6. Asta, este iarăși un pas la care voi greșeați. Vă rog să fiți foarte atenți la semne. Avem minus ori plus care înseamnă minus, da? Minus. Continuăm pe rândul următor pentru că nu mai avem loc. La fel pe x trebuie să-l mulțim cu fiecare. Și la fel și pe 2, da? Și avem, să nu uitați de paranteze. x ori x înseamnă x pătrat, plus x ori 1 înseamnă x, minus 2 ori x înseamnă minus 2x, iar minus 2 ori plus 1 înseamnă minus 2. Un semn, dacă l-ați greșit, exercițiul nu mai este corect. Rețineți acest lucru. Și atunci avem e de x egală cu 2x totul la pătrat înseamnă de fapt 4x la pătrat pentru că trebuie să ridicăm și pe 2 la pătrat. Apoi, înmulțirea aceasta reprezintă 4x plus 1 la pătrat înseamnă 1. Desfacem paranteza sau haideți mai întâi să efectuăm calculul în paranteză. Plus 2x minus 3x este minus x. Apoi, în ultima paranteză, avem plus x minus 2x care înseamnă minus x minus 2. Continuăm. Desfacem paranteza și avem minus 3x la pătrat. Apoi, minus 3 ori minus x, minus ori minus înseamnă plus și vom avea plus 3x. Minus 3 ori minus 6 este plus 18. Desfacem și ultima paranteză și avem minus x pătrat plus x plus 2. Asta înseamnă că e de x este. Voi sublinia cu, cu verde termenii care conțin x pătrat cu galben, termenii care conțin X. Și voi încercui cu albastru termenii liberi. Vom începe cu cei subliniați cu verde. Ce avem 4x pătrat minus 3x pătrat înseamnă x pătrat. Dar dacă din x pătrat îl scazi și pe ultimul x pătrat, observ de fapt că aceștia se reduc. Mai departe, mergem la termenii subliniați cu galben sau portocaliu. Minus 4x plus 3x înseamnă minus x. Dar minus x plus x înseamnă 0, deci se reduc și aceștia. Și atunci rămânem cu termenii liberi. E de x egal. 1 plus 18 înseamnă 19, iar 19 plus 2 înseamnă 21. Și am obținut că expresia noastră este 21, oricare ar fi x real indiferent de valoarea lui x, da? Și atunci, încă nu am terminat, trebuie să respectăm enunțul. În anunț ni se cerea să calculăm această sumă. Haideți să vedem cât este E de, 2, e de 1. Scriu aici ce am obținut. E de X era 21. Păi dacă E de X și 21, indiferent de valoarea lui X, înseamnă că E de 1 e tot 21, nu așa? E de 1 pe 2. Înseamnă că e tot 21. Pentru că indiferent de valoarea lui X, întotdeauna ne dă 21. Asta înseamnă că și E de 1 pe 2020 înseamnă tot 21. Adunându-le, Obținem de fapt că ED1 plus ED1 pe 2 plus ED1 pe 2020 înseamnă de fapt 21 plus 21 plus 21 plus puncte-puncte plus 21. Pentru că avem numere începând de la 1 până la 2020, înseamnă că avem 21 adunat de 2020 de ori. Adunarea repetată știm că înseamnă înmulțire. Atunci vom avea 21 ori 2020. Haideți să facem înmulțirea. 2020 ori 21. 1 ori 2 este 2. 0, 2. Apoi. 404 4. Pe 0 să nu uităm să-l coborăm 2, 4, 2, 4. Este exact numărul obținut, numărul cerut în problemă. Să nu uitați că atunci când într-un exercițiu vi se cere să obțineți un rezultat și dacă voi nu-l obțineți, înseamnă că sigur ceva n-ai făcut bine. De aceea, luptă până reușești să obții răspunsul cerut. E păcat să știi cât trebuie să obții dar să nu faci ceva în privința asta, să nu ajungi la rezultatul cerut. Tu să știi că trebuie să-ți dea 44.420, dar ție să-ți dea 30.000. Și atunci, încearcă să refaci exercițiu până reușești să obții varianta corectă. La fel cum? Dacă ai văzut acest clip și nu ai înțeles din prima anumite lucruri, încearcă să oprești Încearcă să faci singur. Revino asupra uh, părților pe care nu le ai înțeles. Încearcă până vei reuși să rezolvi singur și să ajungi la rezultatul corect.